Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Ei bine, astăzi vreau să vă povestesc ceva. Acum o săptămână, miercuri, v-am pus pe Facebook poza asta în care v-am spus că am nevoie de 150 de like-uri pentru a primi un iPhone 7. Și știți cu toții paginile acelea de promit că-ți dau iPhone la nu știu câte pagini. Și eram cu niște tovarăși în mall și am zis, bă, hai să încerc și eu că poate îmi dă un iPhone. Nu, gen, știam că e fake, știam că n-o să-mi dea iPhone, ok? Am vrut să fac un experiment social, să văd câtă lume mă crede și câtă lume nu. Așa că am dat mesaj, iar lumea s-a și bucurat, dar s-a și ofticat în același timp. Hai să vă citesc câteva comentarii. Deci, sunt 900 de like-uri și 210 comentarii. Unii zic că e fake, unii zic trimite mesajul că ai cerințele. Unii s-au luat de gramatica mea că am scris la mișto. Deci am scris cât mai agramat posibil și normal că lumea și-a luat trigger și n-a înțeles duma. Unii s-au prins că e la mișto și că e sarcasm, ceea ce e super tare, plus 1. Avem un comentariu de la Cafea Albă care zice: mamă, ce nesimțit ești, Gavrile, bă, îți folosești statutul de YouTuber cu buton de 100 ca să faci rost de un iPhone gratis, mamă, ce jos ai ajuns. Bă, eu nu te credeam în stare, dar aparent ești în stare să... ești în stare de așa ceva, deci nu pot să cred așa ceva, YouTube România, doamnelor și domnilor, nu se mai poate așa ceva. Și că un prieten, deci este un diabolic acest om, a ajuns să se folosească de cei care l-au ridicat. Rușine! Deci după ce am pus poza asta, am pus după câteva ore poza asta, în care spun că mi-a ajuns iPhone-ul. Lumea a explodat, deci lumea a explodat. După ce a văzut lumea că am pus poza pe Facebook cu un iPhone în cutie, am primit mesaje, am văzut pe newsfeed, tot newsfeed-ul plin de oameni care au dat mesaj la pagina, aceeași pagină, ca să primească și iPhone. Și mesaje am primit pe privat: dă-mi și mie like, eu ți-am dat, ajută-mă să câștigi. Fraților, e o glumă, deci ăsta e iPhone-ul unui amic. Și v-am zis că am Samsung, încă am Samsung-ul, n-am de ce să-mi iau alt telefon. Unii, după ce am pus poza asta, practic totul s-a împărțit în două tabere, da? Avem tabăra care credea că mi-a ajuns telefonul și tabăra care credea că mi-am cumpărat telefon. Și nimeni nu se înțelegea, nimeni n-a înțeles gluma, foarte, foarte, foarte puțini. Și m-au întrebat prieteni, gen, bă, ți-ai luat iPhone, bă, ți-a venit ăla, e pe bune, zici și mie ce? Unii zic că e fake, alții zic că nu cred, unii mă întreabă cât am dat pe el, care e pagina, le trimit și eu mesaj, bă, chiar e pe bune? Ești nebun? Ce norocos, frate! A venit unul care mi-a dat maximă și a pus poză cu iPhone 7 Plus. Na? Și da, cam asta e. Am aflat cum poți manipula oameni foarte ușor și cum poți face o pagină foarte populară doar făcând o glumă. Adică nu, faza următoarea, că eram la mall, știi, și am văzut că cineva a dat mesaj și am dat la nimereală iPhone 7, căcat, prima pagină, știi, și a apărut asta și acum toată lumea a dat mesaj la pagina aia să moră, deci nici măcar nu le-am cerut bani, mă, trebuia să le cer și eu acolo 50 de euro măcar, să-mi dea și mie, știi cum zic? Învățătura acestui videoclip e să nu credeți tot ceea ce vedeți pe internet, adică, sincer, v-ați luat țeapă, sincer. Deci v-ați luat, hai, recunoașteți că majoritatea v-ați luat o mare țeapă și ați crezut că e real. Majoritatea. Nu credeți toate căcaturile de pe internet. Întâi documentați-vă, am văzut o groază de poze pe Facebook, ceva de genul 99% dintre persoane nu știau că la capătul curcubeului se află un bol de aur. 99% dintre persoane nu știau că Turnul Eiffel e cea mai înaltă clădire din lume. Ceea ce nu e, da. Poți să păcălești oamenii foarte, foarte ușor. Cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acel don de like, să vedem câte like-uri putem să dea la acest episod. Eu am fost Gamiar, ne vom vedea data viitoare. Pa!